sunteți născut în București. Ce înseamnă acest oraș pentru dumneavoastră? Da, sunt născut în București. Slavă Domnului! Puteam să mă nasc în altă parte, dar uite că am fost binecuvântat să mă nasc în București. Mulți ori se râdă când spun aceste cuvinte, dar dacă nu m-aș fi născut în București, n-aș fi știut ce înseamnă libertatea. N-aș fi apreciat libertatea. M-am născut în București în anul 1973, când lumea pe stradă era politicoasă. Dar când ajungea acasă, era tristă. După 89, lumea dă năvală în supermarketuri. Și libertatea a fost așa, la kilogram. Fiecare a folosit libertatea cum a considerat. Eu de multe ori m-am rătăcit. Acum sper să mă adun și să folosesc libertatea lui Dumnezeu, libertatea pe care o avem acum în 2014, când Bucureștiul împlinește 555 de ani, și să o folosesc cu adevărat eliberatoare. Mi-ați povestit adineau câteva cuvinte despre București, cum era în vremea copilăriei. Vă mai aduceți aminte și de alte... Da. Întrebări, adică fapte concrete. Mi-aduc aminte cu mare plăcere iarna, când se stingea lumina, pentru că aveam ore de grație și ore de disgrație din partea regimului comunist. Și noi copii eram foarte fericiți pentru că ne puteam face cazemate, părinții nu ne găseau, era întuneric. Rămânea culmea curent electric pe liniile de tramvai care traversau Calea Moșilor. Eu acolo am copilării foarte mult în Calea Moșilor, pe Calea Moșilor. Și puteam să dăm cu bulgări de zăpadă în tramvaiele care treceau la acea oră. Și, bineînțeles, savuram în momentul în care vieții călători speriați primeau cei drept în geamul din fața ochilor lor câte un proiectil de zăpadă. Mi-aduc aminte cu mare plăcere și de momentele de Maidan ale copilăriei mele, pentru că acolo unde era un Maidan cu dragoste, vorba lui Jimmy Zanfirescu, în spatele blocului unde stăteam prima oră, unde am deschis ochii așa asupra Bucureștiului, era pe calea, era în Mihai Bravo, în Iancului, mai bine zis, în Iancului, să nu greșesc, intersecție cu Vatra Luminoasă, blocurile se numeau Deuri. Eu locuiam în D14 și în spate se numea strada Ilarie Candy. Da. Și acolo noi copiii ne adunam, băieții băteam mingea, fetele, habar nu am ce făceau, dar știu că aveam un scop cultural comun. Minunatul cinematograf popular. Se numea Cinematograful Popular. Nici nu mai știu ce se întâmplă în acea clădire, dacă o fi devenit un depozit de cartofi sau știu eu ce giboni, să zic așa cu pretenție, au făcut acolo vreo sală de jocuri mecanice, dar acolo am avut acces la primele filme cu adevărat importante. Acolo am văzut filmele lui Tarkovski. Culmea, nu știam cine Tarkovski, dar eram fascinat. Am văzut filmele lui Chaplin. Am văzut și Superman, am văzut și Războiul Stelelor, am văzut și filme indiene. Dar toate au făcut așa un amalgam de amintiri și să formeze mai târziu adolescentul și omul care sunt în ziua de astăzi. Sunt foarte multe povești. Apoi, bineînțeles, nocturnele, statul în fața blocului cu gașca, tot felul de porcării pe care le făceam. Dar eram băieți cu minți, cu frică de Dumnezeu, că ne duceau părinții la biserică și aveam și seri în care rătăceam printre morminte cu fetele și le făceam declarații de dragoste sau le speriam. Da, era un amalgam de întâmplări fericite. Ce vă place cel mai mult la București? Cel mai mult la București? Îmi place că atunci când vin în București, mă întorc acasă. V-ați gândit vreodată să vă mutați din București? Da. De ce? Într-o prostie. Unde și de ce? Din cauza vârstei, din cauza dorințelor, din cauza patimilor, de a vrea, de a căuta mai mult, de a căuta dreptatea. În momentul ăsta, mai importantă pentru mine este pacea. Și așa cum e el aglomerat, cu scandaluri, cu praf, poate din ce în ce mai puțin, dar cu schimbări majore, mi-am găsit aici pacea.
profesia va purta prin foarte multe orașe ale lumii. Da. Este vreunul care v-a plăcut în mod deosebit și de ce? Îmi place liniștea. O să zică lumea că atunci ce mai cauți aici. Dar și liniștea unor poate fi dăunătoare. Sunt orașe care m-au marcat prin liniștea lor. Zürich, Viena. Apoi mai târziu am aflat că sunt orașe cu rate mari de sinucidere. Mi-au plăcut orașele din America Latină sau din America de Sud. Mi-a plăcut foarte mult Tel Avivul. E un oraș așa al contrastelor. Dar unul dintre orașele care m-a făcut să mă întorc de cele mai multe ori la el a fost Ierusalimul. Ierusalimul. Cum zic evreii. Evrei. Ce v-ar plăcea să se schimbe la București? În București? Nu vreau să fiu rău, că nu mai cam nimic de schimbat. Să zic așa. Suntem într-o progresie geometrică, arhitecturală, uneori deficitară. Arhitectura, din păcate, a suferit foarte mult. N-avem cum să dărâmăm blocurile, că sunt locuite. Dar a schimba în așa fel încât să văd mai des cerul. A schimba, dacă se poate, gradul de poluare, ca să văd cerul. Asta ar schimba, probabil, și oamenii și liniștea din sufletele lor și atunci ar vedea și ei cerul. Ce v-ar plăcea să se schimbe la București? Nu, mă scuzați. Care este locul dumneavoastră preferat din București? Îmi place foarte mult să merg în București, pe străduțele din partea veche, din orașul vechi, dar mai ales ziua, când nu e atât de multă lume. Sau foarte târziu noaptea, după 3 dimineața. Foarte târziu noaptea, după 3 dimineața. Un loc în care am început să mă regăsesc foarte mult este la mănăstirea Radu Vodă, la Schitul Darvari. Îmi place Herăstrăul, îmi place Cismigiul, iubesc Alea Victoriei. Acum, după ce au micșorat-o? Da, chiar după ce au micșorat-o, da. Mă rog, în fine, apropo de micșorare, primii care au luat bordura respectivă au fost niște polițiști. Urmăreau pe cineva și au intrat cu caroseria mașinii de sub, direct pe bordură. Așa că am fapt divers. Îmi plac locurile mai puțin umblate. Sunt foarte multe locuri pe care noi nu le știm în București. Și sunt o fel de străduțe cu o istorie aparte. Sunt multe. Nu pot să cuprind acum una să vină în cap. Îmi place pe stradă, pe, uite, spre exemplu, Artur Verona, este de foarte frumos. Îmi place Parcul Icoanei, acolo probabil că merg foarte des cu copiii. Dar aici, în zona asta, cu adevărat de casele au rămas așa, cu patina aia a timpului și au fost parcă puțin nealterate de freamătul din exterior. Îmi place și periferia Bucureștiului foarte mult. Îmi place să merg la mănăstire la Pasăre, la fel, o zonă foarte frumoasă. Uite, nu mai îmi place Snagovul, să zicem, că a devenit prea populat. Da, iată. Dar sunt împrejurimi foarte frumoase. București de altă dată? Nu-mi place la mall. Da, clar. Nu mai îmi place. București de altă dată sau Bucureștiul de azi? Ce ați alege? Nu, Bucureștiul de azi, n-avem încotro ce să devenim sociopați după aia. N-am încotro. Bine, Bucureștiul de altă dată cu mintea de atunci. Pentru că dacă aș merge cu mintea de acum și cu dorința de confort pe care acum și dorințele actuale, probabil nu m-aș integra atât de bine. Suntem dependenți de telefoane, de mașini, de traficul ăsta, cum este așa el ultrapopulat și ultraaglomerat. Dar trebuie să fim conștienți. În București lucrurile s-au schimbat. Eu zic că în bine. Se schimbă din ce în ce, adică oamenii încep să se întoarcă la credința adevărată. Se gândească nu numai la ei, se gândească și la semenii lor. Străinii au început să viziteze din ce în ce mai mult Bucureștiul. Mm-hmm. De ce credeți că ar fi bine să iubească ei Bucureștiul, că ar trebui să iubească Bucureștiul? Îmi vin numai lucruri râte în cap. Dar eu mă gândesc la acei străini care vin cu adevărat să vadă Bucureștiul.
nu să petreacă în sălile de jocuri de noroc sau să facă tot felul de alte măgării. În primul rând, cei care vin cu adevărat să descopere Bucureștiul trebuie să vină pentru bucureșteni. Pentru că, așa cum ați spus, am fost în lumea asta și am colindat și dacă mi s-a făcut vreodată sete, a trebuit să-mi cumpăr apă. În București, dacă mi s-a făcut sete, mi s-a oferit apă. Bucureștenii, așa cum sunt ei încercați, au rămas totuși oameni. Adevărat. Dacă ar fi să transmiteți ceva orașului de ziua lui, da, care ar fi urarea care credeți că i s-ar potrivi cel mai bine? Bucureștiul meu iubit este numele albumului pe care vreau să-l lansez cu ajutorul CreArt. Și refrenul zice așa: București, București, fratele meu ești. București, București, tu să ne trăiești. București, București, tare, mândru ești. București, București, să nu îmbătrânești. La mulți ani, București!